Ștefan, atras de Virginia și Ștefania. Rob și Cosmin fierb de gelozie. O nouă ediție incendiară Casa Iubirii are loc joi, 28 martie, la Canal de Ce spune Ștefan despre Virginia și Ștefania? Ies la iveală detaliul lui ce vor stârni gelozie și reacția aprige în Casa Iubirii. Ștefan mărturisește ce simte pentru Virginia și Ștefania. Rob și Cosmin fierb de gelozie. Ștefan, atras de Virginia și Ștefania. Rob și Cosmin fierb de gelozie. Joi, 28 martie, va avea loc o nouă ediție incendiară a emisiunii Casa Iubirii. Telespectatorii Canal de România vor avea parte în această ediție de multe surprize, dar și de răsturnări uluitoare de situație. Concurenții din Casa Iubirii vor avea parte de noi momente de senzație. Întâlniri romantice, noi idile de poveste, dar și multe tensiuni și răsturnări aprige de situație în casa iubirii. Lucrurile vor lua o întorsătură incredibilă în casa iubirii, după ce concurenții mărturisesc că au observat că Ștefan se simte atras de Virginia și Ștefania. Ce spune tânărul despre cele două concurente? Julia, Ștefan, îți place de Virginia. Ștefan, nu, e o fată superba, dar nu e pentru mine, totodată. Ștefan a mărturisit că pe Ștefania o consideră o simplă prietenă și că nu are alte sentimente pentru ea. Mai mult, blondina a declarat că în relația cu ea, Ștefan nu a întrecut nicio limită, din punctul ei de vedere. Cu toate acestea, Rob și Cosmin dau semne de gelozie. Astfel, Ștefan decide să nu mai comunice cu ele, pentru a nu crea probleme în casa iubirii. Cum se vor termina conflictele dintre concurenți, dar și ce acuzații vor face, poți afla în ediția de mâine. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Casa Iubirii.